Salutare dragi prieteni, iată-ne la ultimul cuvânt, episodul 26. Astăzi vom vorbi despre vocile care biciuiesc nedreptatea. Chiar vorbeam cu uh, un prieten foarte bun și îmi spunea că iată cum în mod accidental unele voci care n-ar fi avut niciodată ce căuta în politică, astăzi se află în politică. Unele persoane dubioase sau unele persoane nepotrivite, unele persoane care nu sunt atât de diplomate, astăzi, iată-le în politică. Și vom vorbi despre această persoană. Sau unele persoane care sunt mult prea dure, tranșante, mult prea agitate, iată-le în prim planul societății. Da? Și putem vorbi aici, dar o să le luăm pe rând. De exemplu, cineva vorbea despre nepotrivirea doamnei șoșoacă, da, în în politică, despre George Simion, care a șocat, da, care a, a luat un scor inimaginabil pentru foarte mulți în politica românească. Vorbim aici de domnul Cristian Terheș, care apare de nicăieri, mulți au zis, de unde a apărut omul ăsta? Și videoclipurile lui sunt virale. Pe rețelele de socializare. Nici eu n-am auzit de dumnealui până de curând, da? Efectiv apare de nicăieri ca o voce foarte limpede și foarte clară în, în, în apărarea dreptății, în apărarea adevărului, da? Deci, atât cum niște voci care până acum nu erau în societate, niște voci care sunt foarte, foarte directe, de nicăieri, spunem noi, dar eu cred că aici este mâna lui Dumnezeu pentru că um, vorbim așa cum am spus despre vocile care biciuiesc nedreptatea, da? De oameni foarte sinceri, oameni foarte deschiși, oameni care operează fără perdea, fără pic de diplomație, da? Oameni foarte tăioși în adevărul pe care îl spun. Și înainte de a intra în um,

Ma'am, this is a full flight. I can't move anyone. Do you want me to call the cops? Do you want to lose your job? Do you? Because right now you're violating my rights as, as a citizen, as a human being. You're intentionally putting me in danger. I do not wish anyone to be in danger. Thank you. Then move him, ma'am. No. this is a full flight. I can't move him. I, I, don't, I don't want to sit there. Do you want me to call the cops? Well, I'll call them right now. We can't move people because they don't want to sit next to them. He's he's violating our rights and our safety. I asked him for his vaccine card and he doesn't have one because he's not vaccinated. You have to Excuse have me. a mask and be vaccinated. you exactly I'm, I'm not wearing a mask have because a I'm pretty not asthma. I, I have a health condition. <laughs> I have children. I'm fully vaccinated to protect them you're intentionally putting my health at risk right now oh, yeah. if you wish to be on this flight i need you to take a seat okay that is a seat you paid for and it's the only one available. i know the law you're, you're violating the law right now you're completely breaking the law you have to find me another seat it's not the law to be vaccinated to come on this flight you can't make me breathe his oxygen because he's not vaccinated you're not listening to me. you wish mm -hmm. to be on the street, I need you to take your seat. I'm not sitting there. You're putting my life in danger right now. I cannot be made to breathe with oxygen. That's not fair. This is the seat you paid for. Do you want me to see my children? Yes, well, you're putting them across now. I one available. Ok, ce s-a întâmplat? Poate cei care nu cunoașteți limba engleză v-ați uitat și n-ați înțeles mare lucru. Poate colegii mei îl găsesc și cu subtitrare în limba română. Eu l-am văzut doar cu scris în limba engleză. Iată. O doamnă vaccinată intră în avion, n-are mască pentru că se declară asmatică, da, și uh, asmaticii uh, au o scutire de la medic de a purta mască, uh, nu vrea să ocupe un loc lângă un domn nevaccinat îl numește pericol public, îl numește nevrednic de a călători cu avionul. Această doamnă care în numele sănătății ei și a copiilor ei cere ca domnul ăsta nevaccinat, care, atenție, poate și el are boli și a considerat că nu trebuie să accepte acest medicament inserat, da? Uh, uh, această doamnă care face o întreagă vâlvă în avion acolo și se răscoală împotriva uh, domnului respectiv și nu vrea să, să uh, ia loc și nu vrea să se potolească și amenință cu poliția și încearcă să, să stârnească tot avionul deci toți pasagerii împotriva acestui domn nevaccinat și asta este o, o mârșă vie oameni buni și o uh, chestia asta scoate la iveală practic tot ce e mai rău din Umană. Chiar m-am întrebat. Oare astăzi mai există oameni capabili să facă ce s-a făcut în, în al doilea război mondial, în, în, prin holocaust, prin, în, chiar în comunism, da? când oamenii se, se trădau unii pe alții, când oamenii se pârau la securitate, când oamenii sub anonimat sau sub nume false depuneau mărturii la securitate, mărturii chiar mincinoase împotriva semenilor. E, da, iată că există, trebuie doar un trigger, un semnal și oamenii aceștia își declanșează toată ura, toată răutatea, își revarsă față de semen toată răutatea. Bineînțeles, apare o voce care biciuiește nedreptatea, că despre asta vorbim, o voce care biciuiește nedreptatea. Pilotul um, este din uh, cabina lui, nemai suportând situația și o dă pe această doamnă afară din avion pentru că spune: Este dreptul acestui om nevaccinat să călătorească și el cu avionul, da? Și uh, o dă pe această doamnă afară din avion. Ok! Haideți să vorbim un pic despre domnul Cristian Terheș, un om pe care eu îl apreciez foarte mult uh, pentru că este foarte, foarte direct și și a făcut curajul. Omul ăsta are sânge, oameni buni, omul ăsta are sânge în vene, omul ăsta are curaj. Haideți să urmărim un alt material în care omul ăsta efectiv desfințează în, uh, în Parlamentul de la Bruxelles, în Parlamentul European, Dumnezeu să-l binecuvinteze, desfințează și nu o de foarte multe ori s-a ridicat și a luat cuvântul de la pupitru și efectiv a ținut cu adevărat. Haide să urmărim un scurt material despre ceea ce domnul Terheș a spus. You know, we were elected by the people. That's what the treaty says. But we should not forget that we are elected here for the people. You see? They call this transparency. So this is the fundamental principle, right? of democracy. I'm asking you guys, is this transparency? Do you see anything? Ok, vedem cum uh, efectiv omul acesta uh, cu sânge rece le readuce aminte europarlamentarilor faptul că au fost aleși acolo pentru popor și nu împotriva poporului. Nu ca să... Uh, 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 nu au fost votați oamenii ăștia în Parlamentul European ca să uh, faciliteze uh, achiziția de medicamente pentru uh, nu știu ce big, big, big uh, uh, companii, cum le Numim noi Big Pharma. Uh, nu pentru facilitatea sau facilizarea uh, achizițiilor uh, unor, uh, unor medicamente au fost puși oamenii ăștia acolo, și oamenii ăștia au fost puși acolo ca să uh, țină sus adevărul. Să, da, unii numesc chestia asta populism. Păi populism vine de la populație, da, și de la popor și noi trebuie apărați. Noi trebuie până în pânzele albe să, fi, uh, albe să fim apărați, să fim uh, ajutați. Să fim scoși din, din situații, din acestea, cum e uh, uh, pașaportul verde, da? Uh, pașaportul terorii. Și uh, bine uh, uh, a subliniat cineva teroarea verde. Iată cum culoarea verde, care este o culoare uh, uh, ce simbolizează libera trecere, da? Noi pe verde, la semafor, uh, trecem liberi. Iată cum verde devine o culoare uh, a unei dictaturi sanitare. Verde devine o culoare care care este folosită împotriva cetățenilor, da? Și uitați-vă cum în America, de exemplu, domnul Biden deja a votat ca. Citeam pe Daily Wire și puteți să urmăriți și voi, este o publicație foarte, foarte, foarte dreaptă din America. O publicație pe care o apreciez foarte mult și spunea Ben Shapiro că omul acesta care este, atenție, este vaccinat. Luptă pentru drepturile celor nevaccinați. Deci despre asta este vorba. Spunea că în America, companiile cu peste 100 de angajați, din câte am înțeles, trebuie să își oblige angajații practic să, să se vaccineze. Și omul ăsta a zis, noi vom merge până în pânzele albe, indiferent de costuri, indiferent de faliment sau de orice altceva, noi mergem până în pânzele albe să apărăm drepturile oamenilor. Atenție! Dreptul omului de a a lege pentru binele lui, pentru credința lui, pentru încredințările lui, despre asta este vorba. Da? Omul trebuie să aibă libertatea de a alege. În momentul în care dispar vocile astea care biciuiesc nedreptatea, în momentul acela trebuie să ne dăm seama că suntem în mare pericol. Și atenție, toate sistemele opresive au în primă fază au astupat, vedeți această sintagmă care a devenit celebră și în România, tăiați microfoanele da? pe care domnul Arafat a spus-o, microfoanele. Este, este prima practic este prima uh, nedreptate care se face în societatea noastră. Trebuie să înțelegem foarte clar că avem datoria de a uh, ne, ne apăra în fața în fața nedreptăților. Ok, ceea ce vreau să să subliniez acum este faptul că uh, uh, domnul acesta uh, Cristian Terheș efectiv uh, este uh, uh, un om binecuvântat și o voce pentru națiunea noastră. Domnule Cristian Terhes, vă binecuvintez și tare mult mi-aș dori să răspundeți pozitiv și la o invitație a mea într-un interviu. Ok, hai să trecem la George Simion și să urmărim un filmuleț revelator, să spun așa. Un filmuleț în care ni s-a subliniat faptul că oamenii care ar trebui să, să respecte cel mai mult legea deși sună hilar cel mai mult legea, dar oamenii care uh, ar trebui să fie foarte atenți pentru că oamenii ăștia sunt reprezentanții legii, uh, uh, tot oamenii aceștia o nu știu, o desfințează. Hai să urmărim filmulețul acela în care domnul George Simeon uh, îl filmează uh, pe uh, un domn politician în timp ce acesta fuma în incinta unei clădiri. Acest domn Fenechiu fumați în spațiu public? Domnul Fenechiu, ce faceți cu țigara că vă ardeți? Domnul Fenechiu, stați așa că vă ardeți cu țigara. Domnul Fenechiu, încalcați o lege. Domnul Fenechiu, unde ați stins? Ia uitați-l. Ok, George Simion este recunoscut pentru astfel de filmulețe, este recunoscut pentru faptul că omul ăsta votează în Parlamentul României cu telefonul în timp ce face live, este recunoscut că omul ăsta umblă cu telefonul prin Parlamentul României și filmează tot ce se întâmplă acolo și într-un fel cu ghilimelele de rigoare pare să hărțuiască, cum spun unii, să hărțuiască figurile politice. Omul ăsta este fix ca un ghimpe în coasta multor politicieni. Omul ăsta este atât de inconfortabil pentru mulți politicieni. Omul ăsta luptă pentru, uh, pentru drepturile oamenilor uh, um, care practic se văd oprimați în momentul acesta. Omul ăsta uh, uh, face ceva uh, uh, nemai văzut în în Parlamentul României uh, și iată că a devenit o modă pentru că și doamna Șoșoacă face același lucru. Și alți mulți alți politicieni au început să facă lucrul acesta. Anume, cum putem sublinia acțiunile lor într-un cuvânt? Transparență. Și mă rog domnului ca oamenii ăștia să, să fie până în ultima secundă transparenți. Mă rog ca oamenii ăștia să nu fie pătați, corupți, cumpărați. Pentru că asta este, asta este, asta este sintagma lor. Asta este adevărata sintagmă fără penali, fără uh, corupți în, 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 în funcțiile publice. Da? Um, mulți au spus, băi, George Simion, nu are ce căuta domnule acolo, doamna Șoșoacă, nu are ce căuta domnule în politică Acolo știi, politicienii trebuie să fie diplomați, frumușel, îmbrăcați, foarte elegant și foarte stilați și uh, cu foarte manierați. Da, noi ne-am obișnuit cu o politică foarte manierată pe față, cu o politică, știi, toată lumea arată bine pe exterior, dar uh, știi cum e, în față vopsit gardul, înăuntru leopardul. Oamenii ăștia sunt un bici pentru politica din România și nu, nu cred că la voia întâmplării oamenii ăștia uite, de exemplu, doamna Șoșoacă, așa cum este ea, Dumnezeu să o binecuvinteze și pe această doamnă, așa cum este ea cunoscută ca o doamnă foarte uh, foarte uh, zvâgnoasă da. Uh, uite, a luptat pentru drepturile oamenilor, a luptat uh, pentru demnitatea în fața morții sau demnitatea oamenilor care mor. Mă nene, hai să nu i mai băgăm în uh, ca pe, uh, morții în uh, în nu știu ce atacuri cu bomba nucleară, da? Hai să-i băgăm repede în Mai aveau un pic și îi îngropau sub beton și sub plumb, da? Femeia asta a făcut tot posibilul ca, ca morții aceștia care mor de, de acest virus să fie îngropați creștinește, domnule, să fie îngropați într-o demnitate anume. Au murit de boala asta, nu dezbrăcați, băgați într-un sac și fără să-i poată vedea rudele știți. Era un videoclip care îți inima acum vreo un an, jumate, doi maxim când a apărut pandemia asta, când sicriul cu un mort în urma acestui virus era trecut prin fața casei, și toți copii, soție, toate rudele stăteau în poartă și urlau și zbierau, în timp ce sicriul era purtat de o mașină furenară prin fața casei. E, Asta este. A fost, la urma urmei, un factor necunoscut într-adevăr, dar femeia asta când uh, și-a dat seama că uh, nu e nevoie de o asemenea măsură de precauție, a intervenit și a zis, bă, lăsați oamenii să-și îngroape morții într-un mod demn, da? Deci uh, uh, dacă n-ar fi oamenii ăștia care să umble prin spitale ambulante ca să se va, prin spitale uh, făcute uh, peste noapte, să zic așa, să vadă, mă, în ce grad s-a ocupat, unde este abuzul, ok, poate că uneori se exagerează, da? Poate că uneori prea se intră cu bocancii. Dar dacă n-ar exista aceste voci în aceste momente în care se fac nenumărate abuzuri, credeți-mă că ar fi fost vai și amar de noi. Dacă toată lumea ar fi fost servilă și da, să trăiți să rumâna, bună lege, nu o contestă nimeni, unde am fi ajuns? Dacă n-ar fi existat un domnul și un domnul Simion, o, o doamna uh, șoșoacă, eu consider că oamenii ăștia sunt Într-o oarecare măsură vocile lui Dumnezeu în societate. Ok, eu poate îmi spuneți domnule, dar și ei au defectele lor. Uh, to cu toți avem defecte, dar sunt niște voci pe care Dumnezeu le-a ridicat în societate pentru a uh, uh, stopa abuzurile. Ok... Chiar citeam că domnul George Simion a făcut o comisie, a reușit să facă o comisie care curând îl va încheta pe, va ancheta modul în care s-au cheltuit banii în pandemie, modul în care domnul Arafat a gestionat situația, se luptă să facă o astfel de comisie care este binevenită deoarece, repet, în aceste momente pot exista abuzuri și se va demonstra dacă s-au făcut sau dacă nu s-au făcut. Da? Dacă oamenii au mână liberă uh, în, în momentele astea de criză uh, și nu au în spate o, uh, o voce care să strige, nedreptate, nedreptate sau lăsați-vă verificați unde am ajunge. Haideți să vă citesc. Ceva și din scriptură, un cuvânt foarte, foarte tăios din partea lui Isaia și haideți să vă spun un lucru, profeții din Vechiul Testament aveau acest rol de a se ridica ca voce în popor și de a striga nedreptate, nedreptate, ucidere, moarte, genocid, furt, deci oamenii ăștia se ridicau, să nu uităm că Ilie, Ilie s-a ridicat împotriva lui Ahab și a Izabelei când oamenii ăștia au complotat pentru a-i fura în mod de nedrept via lui Nabot și uh, Ilie s-a ridicat de la Dumnezeu și deși, atenție uh, nimeni nu știa că oamenii ăștia au complotat împotriva uh, lui Nabot, că uh, regele și regina au complotat împotriva în, în lui Nabot și l-au ridicat într-o funcție spirituală atenție cât de mărșave au fost l-au ridicat într-o funcție spirituală l-au pus să vestească un post peste Israel și după aia au pus martori mincinoși care au spus, vedeți câtă nedreptate, de când e lumea și pământul, există nedreptate chiar acolo sus, da? Și atunci trebuie să existe voci ca Ilie care să lovească nedreptatea asta, care să biciuiască, care să ia la puricat, care să trezească conștiința poporului. Și Ilie, pus de Dumnezeu, Dumnezeu îi descoperă și îi zice, vezi că Ahab și Isabela au complotat împotriva unui om nevinovat, au pus martori mincinoși ca să spună că l-au auzit blasfemind, l-au auzit drăcuindu-l și înjurându-l pe Dumnezeu mai pe românește și uh, 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 prin acest complot l-au ucis cu pietre pe nabot și i-au furat via Izabela și Ahab, regii. Și Ilie se duce și spune, mă, hoțule, ucigașule, din cauza ta Dumnezeu va lovi poporul ăsta și din cauza lui Ahab și a Izabelei, da, Dumnezeu a lovit poporul. Trei ani și jumătate nici caii n-au avut iarbă de mâncat. Trei ani și jumătate a fost o secetă și o foamete în Israel de, de exact cum ne descrie, de, descrie Biblia, oamenii ajunseseră ca în Samaria să-și mănânce copiii să, într-o foamete inimaginabilă. De ce? Pentru că păcatul de acolo de sus, peștele de la cap se împute. Păcatul izabelic, adică regal, păcatul uh, uh, ahabic, dacă pot să o spun așa, adică regal, păcatul președinților, uh, păcatul uh, politicienilor atrage mânia lui Dumnezeu. Ne uităm la America! Uitați ce se întâmplă dintr-o țară, din. din uh, Stindardul democrației s-a ajuns la cea mai una dintre cele mai abuzive țări din punct de vedere al drepturilor. Nu mai poți intra în America fără uh, uh, serul ăsta, nu mai poți să te duci la muncă, să a dat lege. lege. De ce? Pentru că oamenii acolo au strigat, vrem păcat, vrem păcat, vrem destrăbălare, vrem un președinte care să susțină, un președinte care, atenție, este primul dintre politicienii Americii care a susținut drepturile uh, 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 patimilor Sexuale, patimilor scârboase, cum le numește scriptura, și au vrut un astfel de om, și normal că America s-a trezit sub, sub povara colosală a unor legi, sub faliment chiar, și vedem ce se întâmplă. În această țară. Și haideți să citim din Isaia 5, care era o voce care biciuiea nedreptatea. Și iată cât de tranșant vorbește acest om și spune uh, Isaia 5 de la 20 la 25: Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, întunericul lumină și lumina întuneric, amărăciunea dulceață și dulceața amărăciune, vai de cei ce se cred înțelepți și de cei ce se consideră isteți, vai de cei ce sunt eroi la băut vin și de neînduplecat la amestecatul băuturii tari, care pentru mită îl achită pe cel vinovat și îl lipsesc de dreptate pe cel nevinovat. De aceea, așa cum limba, limba focului arde miriștea și așa cum iarba uscată piere în flăcări, tot așa le va putrezi și lor rădăcina, iar floarea li se va risipi ca țărâna, pentru că au respins legea Domnului Oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel, că au disprețuit Scriptura. De aceea, mâna Domnului se aprinde împotriva poporului său, el își ridică mâna împotriva lor și îi zdrobește, munții se clatină și trupurile moarte sunt ca gunoiul pe drumul, iată, trupurile moarte ajung ca gunoiul pe drumul cu to adică atât de dese încât le vedem ca gunoiul la marginea uh, uh, șoselei cu toate acestea, mâna lui nu s-a potolit, iar mâna sa este încă întinsă. Oameni buni, asta se întâmplă când domnesc oameni drepți și că nu există nicio voce împotriva lor. Asta se întâmplă când domnesc oameni nedrepti și când nimeni nu se ridică și nimeni nu spune nedreptate. Ok, așa cum sunt oamenii ei măcar Dumnezeu i-a luminat în măsura în care pot fi luminați să strige nedreptate, să strige, nu avem medicamente. E nedrept să, să încui instituțiile Statului și să nu lași în secția. De poliție, femeia bătută de bărbat, cum s-a mai întâmplat și v am mai spus, să nu că n uh, vaccinul, să nu lași într-o instituție a statului, să nu lași într-un magazin uh, ca omul să am colegi, care am prieteni care uh, efectiv sunt în pericol de a-și uh, pierde joburile din cauza acestei uh, terori verzi, da, acestei nedreptăți verzi cu ghilimelele de rigoare. Oameni buni, îi mulțumesc lui Dumnezeu că ridică voci atenție, când nu vor mai fi aceste voci, da, isterice că nu vor mai fi aceste voci uh, uh, nediplomatice că nu vor mai fi aceste voci care să aibă biciul în mână, va fi o problemă să nu uităm că însuși Domnul Iisus Hristos a fost o voce care a biciuit nedreptatea, am scris și eu și scriu știți, scriu foarte multe articole și în multe dintre ele, da, biciuiesc și eu nedreptatea, cum pot și cum a luminat Dumnezeu și uh, sar oameni și zic, domnule, nu mai judeca Iisus nu te a chemat să iubești Iisus băi oameni buni Iisus Hristos L-a făcut pe Irod, care era un nedrept, un păgân, care era un curvar al vremurilor lui și care atrăgea mânia lui Dumnezeu peste Israel. Dumnezeu, Iisus Hristos, da, Dumnezeu, prin Iisus Hristos, care la rândul lui este Dumnezeu, știm cu toții că este Dumnezeu 100%, îl face pe Irod vulpe. Spuneți-i vulpii acelea că lucrez trei zile voi, voi lucra, adică trei ani și ceva, cât a lucrat Domnul Iisus Hristos pe pământ în, în carne și oase. Zice, spuneți vulpii acelea, da, o numește Vulpe, adică ce e vulpea? Vulpea e uh, hoață, este vicleană, uh, da, uh, purtătoare de rabie. Uh, vulpea este un animal se știe viclean, hoț, uh, simbol al, al uh, ipocriziei. spuneți ipocritului aceluia care se dă drept apărătorul dreptății și care este un nedrept, care e un nedrept din familie până în uh, fundul societății, spuneți-i că lucrează atât timp cât vreau să lucrez și că nimeni nu mă poate împiedica, să i-a spus Hristos lui Rod. Să nu uităm că Iisus Hristos i-a făcut pe politicienii din ziua lui, pentru că farisei și saducheii erau Aveau dublu rol, religios și politic. Da? Deci, în Israel nu exista această uh, uh, separare a puterilor în stat, biserică și statul. Da? Nu exista uh, uh, separarea asta. Uh, biserica, sinagoga, templul și politica erau îmbinate. Bugetul statului era uh, în templu. Da? Trezoreria templului, care era uh, practic uh, sfântă, uh, era bugetul statului. De aia romanii râvneau la la trezoreria Templului, care acolo erau tone de aur. Saducheii, fariseii, cărturarii erau o mână politică a poporului evreu și mai ales saducheii care erau în cârdășie cu romanii. Farisei erau mai conservatori, mai cu poporul și cu legea Domnului. Saducheii erau neocesaționiștii de astăzi care nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri, în demoni. Ei nu aveau o treabă cu supranatural, aveau treabă doar cu cașcavalul. Și Iată Iisus Hristos cum vorbește cu acești oameni și le spune vai de voi cărturari și farisei fățarnici pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare o sândă. Iată versetul 17 din capitolul 3, 23 Matei. Nebun și orbi care este mai mare, aurul sau templu care sfințește aurul, da? Deci Isus îi face morminte văruite, nebuni și orbi, da? Ia uite, fariseu orb. Curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a vasului, adică interiorul tău, nu mai fi ipocrit, nu te mai da sfânt în timp ce nu ești, da? Vai de voi cărturari și farisei fățani și ăștia -s politicieni, tot așa și voi pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, da? Vrem, domnule, diplomație, finețe, cinste pe afară, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege și Domnul Iisus, iată, versetul 33 din Matei 23, șerpi pui de năpârci. Cum veți scăpa de pedeapsa genei? Da? Îi face șerpi, pui de năpârci. Asta face și Ioan Botezătorul. Deci iată că Iisus Hristos era o voce inconfortabilă. În momentul în care uh, nedreptatea ajunge la apogeu, Suprim aceste voci. Suprimă un și un Simion, un Șoșoacă, un. Da, taie microfonul, cum am auzit, cum se dorește. Hai să le tăiem microfonul. Nu uităm că așa a apărut comunismul, așa a apărut. Um, Nazismul în Germania, așa au apărut dictaturile lumii prin tăierea de microfoane, prin excluderea acestor vorbi. oameni buni, dacă nu aveți nimic de ascuns și dacă totul este drept, de ce vă e frică de un terheș, de un simion, de un șoșoacă? Lăsați-i să-și facă treaba așa cum sunt ei, poate gura liv, poate băgăcioși, băgăreți, lăsați-i, dacă voi sunteți drepti și nu aveți nimic de ascuns și nu călcați legea cu nimic, lăsați i în pace, este, cum să zic eu, ăsta este spiritul civic al, al poporului român. Asta este imaginea civismului din România. lăsați i pe oamenii ăștia. Pentru că, în momentul în care poporul evreu a ucis această voce pe Isus Hristos, prin, prin farisei și cărturari care turbau când Isus îi făcea șerpi și pui de năpârci, dacă Isus Hristos când Isus Hristos a fost omorât pentru poporul evreu, aceea a fost sentința cu moartea. Peste 40 de ani după moartea Domnului Isus și Isus a anunțat asta, a venit, au venit romanii peste ei, au ras tot Ierusalimul n-a mai fost acolo piatră pe piatră. I-au măcelărit pe evrei mulți, dintre ei au scăpat cum domnul Isus a și prevestit și iată că lucrurile s-au adeverit. Deci când se opresc din a mai vocifera aceste voci care biciuiesc nedreptatea, putem vorbi atunci cu, cu siguranță despre o dictatură nenorocită. Ok, haideți pe final acum să uh, facem o rugăciune și să ne rugăm Domnului pentru cât mai multe voci din acestea. Curate, uh, dar foarte, foarte tăioase. Să trăiască oamenii ăștia în neprihănire, mă rog să-i să binecuvinteze Dumnezeu pe toți oamenii care țin standardul dreptății sus, care cer medicamente, care cer paturi, care cer spitaluri, care cer transparență, care cer uh, um, o bună uh, chivernisire a banului public. Trebuie să existe aceste voci, mă rog, pentru ele. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim înaintea ta și. Îți mulțumim pentru vocile care strigă în poporul acesta împotriva nedreptății. Îți mulțumesc pentru vocile care strigă Dumnezeule de partea dreptății și care își doresc dreptate pentru semen, Dumnezeule. Mă rog să ridici cât mai multe voci, Dumnezeule, care să strige, Dumnezeule, faptul că tu ești drept, faptul că tu ne cer dreptate, Dumnezeule. Mă rog, Dumnezeule, să-i alungi de la guvernare pe toți cei care lucrează, Dumnezeule, ca niște ipocriți și fățarnici, Dumnezeule. Mă rog, în numele tău cel sfânt, ca să înceteze de peste țara acea. Asta, Dumnezeule, orice nedreptate, orice pașaport al nedreptății, Dumnezeule. Mă rog în numele Tău, cel Sfânt Dumnezeule, împreună cu toți cei care au credință în Tine, mă rog și mijlocesc pentru națiunea noastră, ca nedreptatea să nu-și găsească cuib în națiunea noastră, Dumnezeule. Te rog îndură-te de noi și nu permite această pedeapsă cruntă peste poporul român. Iartă-ne păcatele, iartă-ne fără de legile, iartă-ne, Dumnezeule, că noi, ca cetățeni, n-am ținut cu dreptatea, Dumnezeule, de 30 de ani Dumnezeule, Dumnezeule, luptăm împotriva nedreptății. De 30 de ani ucidem, Dumnezeule, copilași prin avort. De 30 de ani abandonăm copilaj. De 30 de ani abandonăm drepturile orfanilor și a văduvelor. De 30 de ani, Dumnezeule, consumăm, Dumnezeule, lucruri care ne fac rău. De 30 de ani, Dumnezeule, ne, ne adâncim tot mai mult în ateism și uh, nu te recunoaștem pe tine ca Dumnezeu. Iartă-ne, Dumnezeule, și lasă vremuri de dreptate și de înviorare peste națiunea noastră. Iartă-ne și adu, Dumnezeule, mila ta peste pop acesta. Mă rog pentru toți cei care sunt pe un pat de suferință. Mă rog pentru toți cei afectați de virus, de bol, de cancer, Dumnezeule. Mă rog, Dumnezeule, ca tu să-i ridici din moarte. Niciunuia să nu-i se fure vreo zi din viața lui. Niciunuia boala să nu-i fure vreo zi, Dumnezeule. Mă rog pentru cei care se pregătesc pentru trecerea în veșnicie. Mă rog să se încreadă în sângele tău, Isuse. Să se încreadă în tine. Să se încreadă că tu ierți, că tu vindeci sufletul, Dumnezeule, de păcat. Că tu lușurezi sufletul, Dumnezeu de toate păcatele și necurățile și îl primești în veșnicia ta. Primește-i, Dumnezeule, pe cei care pe ultima sută de metri se încred în tine și își predau sufletul în mâna ta. Primește-i că tu asta ne-ai promis în scripturi, că îi vei primi și pe cei care pentru ultima dată, Dumnezeule, se încred în tine și pentru uh, uh, prima dată șeri iertarea păcatelor, Dumnezeule. Îndurăte de ei și îți mulțumesc, Dumnezeule, că tu ești plin de bunătate și de milă. Te iubim, Isuse Hristoase. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze dragilor. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Fiți binecuvântați pe curând!